Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Așa cum spuneam în pastila anterioară, deschiderea anului școlar a fost, cel puțin azi, pentru guvernul Orban, pentru regimul Klaus Iohannis, un succes. Un succes deoarece s-a deschis. S-a deschis în imensa majoritate a școlilor, sigur, acum, aproape că părinții, nu există școală să nu fie mii de probleme rămase nerezolvate. Povestea cineva în seara asta care are un copil la școală că nu au manuale, că manualele sunt ele pe care le-au avut colegilor anterior. Deci în clasa 5-a ai manualele celor care au trecut în a 6-a. Le-au luat în august și sunt la dezinfectat. 10 zile. Păi de ce dacă se mai duc la școală dacă manual n-au? N-au manual, azi a fost ușor, cum v-am prevăzut? Nu? Că au văzut, a fost un fel de serbare, a stat o oră, profesoarele au fost și ele bucuroase, un eveniment, o serbare, la televiziuni, mesaje. Mâine începe programul, zic că 6 ore. 6 ore, au frații ăștia cum ar. Păi, mine cu tare. Dar azi era important. Azi, pentru a fi fost un dezastru pentru guvern, dacă nu deschidea anul școlar cu prezență fizică în marea majoritate. Sigur, un guvern occidental serios nu deschidea. Pentru că un guvern serios, democrat, cu grijă de cetățeni, spune, bă, decât să avem copii, să nu poată învăța, să nu poate mască și ăla mai că nu deschide. Așa zice care mă guvern românesc responsabil. Și cum de la Ceaușescu, de la regimul Ceaușescu încoace știm că îl doare în cot pe guvern sau pe regim de probleme de cum se chinuie oameni. Dacă îl durea în cot și pe Ceaușescu, spunea, băi, mă dă o dracule, cum să zic. Era ce făcum, toate ele erau groaznice. Eu aveam un copil mic, de 89, și deam pe acolo, pe Ștefan cel Mare, și mă trimitea soția dimineața la coadă, la lapte, ceva groaznic. Eu tot am urât hieneala omenească, înghesuială, bătălii, dă să iau ăla, dă ăla. M-am dus odată, era nebunia, nu știu ce asta, cu benzină, era ce, totul era umilitor, nu că era, pentru mine cel puțin. Deci ceva groaznic, era, m-am dus la, erau, de exemplu, cozi uriașe, ca să iei un băla de pod de benzină, de acum ar veni, unii aveau bidoane, te duceai cu ele acasă, ceva groaznic și te înghesuiai și te băteai și trebuiai pile și ăla, bă, cunosc pe cineva, bă, cunosc pe cineva care are carne, da, mă, cu tare, da, pe cineva care lucrai la pompă de benzină, om de făceai. Erai pe la recepție, pe la hotelul gen intercontinental, om te făceai. Eu, acum am avut o denunță, eram la supliment, nu puteam fără cafea. Ca și acum, aia, nechezolul ăla, nu puteam. Asta e chestia. Și mă rog, aveam unul care era poet pe acolo, pe la Inter, ospătar, recepționer. Și mi-a ducea un borcan de nes, bun. Băi, să-l publicam, uite, m-a avut o denunță. Știu că nu e corect, că poeziile lui poate, nu erau chiar proaste, ca, erau ca toate poeziile, da? Mită. Uite, da, toate astea erau jenante, da? Bun. Lumina care se întrerupea, nu era căldură, vai de mine, trebuia să... Nu mergeau mijloace de transport în comun, repet. Totul era groaznic, groaznic. Bun, și... Ceaușescu n-a zis, bă, dă-l dracului, bă, dă-l dracului, bă, e unul Cristo, e cetățean. Bă, lasă-l, dracule, cum să zic, de ce să se bată el ca să stea la coadă la benzină? Dă-o, dracu, de benzină. Hai, mă, să le dăm benzină. Nu.
De ce? Ca și acum, de ce făcea Ceaușescu asta? Ca și regimul de acum, știa că românii sunt niște babuini. Mi-a spus cineva că deosebirea dintre carași și prădători este următorul lucru. Prădătorii au memorie, de-aia ei nu stau în acvariu. Pentru că fac o dată un drum, așa mi-a zis el, nu știu, așa o fi. Fac un drum și mănânc un drum și apoi zice, bă, nu pot să iau de la capăt memoria mea, gata, sunt închis. Carasul e fericit, nu are memorie. A făcut un drum, un drum, de fiecare drum pentru ele nou. Așa și rămâi. Carași. Stau în acvariu. Și un bie vesel, din când în când li se mai dă așa, vine stăpânul, vin stăpânii. Asta este. Nu reacționează, dumneavoastră nu vreți să înțelegeți. Nu reacționează poporul ăsta. Nu, 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 nu. De asta și studiez încă o dată evenimentele în decembrie. Nu mă întreb ce. Pentru că a fost o legendă care a durat o lună, două. Poporul care s-a revoltat cu brațele goale, hai mă fi serios, hai mă fi serios, mitingul a fost spart. Care a fost spart? A fost spart, toate agențiile de presă transmiteau astea occidentale, frunte cu TASS și cu CTK și cu Taniuc. Mitingul convocat în 21 decembrie de către Nicolae Ceaușescu pentru susținerea lui s-a transformat într-un miting anti. Mulțimea l-a huiduit. Nu l-a huiduit nimeni. Și acum nici omul nu se știe. E clar că a fost o diversiune ca să se spargă, să-i facă ceva, să se spargă mitingul. 100 de mii de oameni pe 21 cu lozinci, bă, că erau lozincele în spate, bă, să lea dracului de român, bă, să lea dracului. Păi ce nu că ne-a zis la întreprindere? Tot eu dădeam cu tabela aia în cap. Deci, încă o dată, 100 de mii de oameni au venit în piața, așa zisă, a Revoluției cu pancarte. Bă, chiar au și strigat. Hai să spunem că au venit cu pancarte, erau 100 de mii de oameni. 100 de mii de oameni care știau despre ce e vorba. Știau ce a fost la Timișoara. Ce... Bă, 1.100 de mii de oameni care l-au venit la de ho! Dar nu când a luat conștiință. Când începe. Sau când începea el, nu după un timp. Bă, ho, jos Ceaușescu, bă, vrem libertate. Pac, trânteam alea, cum se spune, lozincile, că erau lozinci mari, că le cărau în spate. Nu, au că la, a fost spaima aia cu cre... Și au început să țipi femeile că le vărau aia țepușe în fund. Dar nu strigau jos Ceaușescu. Și cum vreți, mă? Și cum vreți să țină cont regimul Iohannis de copii care n-au manuale, care și că trebuie să se spele și când intră și când ies, să poarte mască și... Nu, tablete, și... Da, e dracule, e important că s-a deschis noul an, da? Oi, triumf s-a făcut. Care era la Ceaușescu important? Important era faptul că se raportau recolte glorioase. Bă, se recolte. Că îl cântau pe el, da? Dacă nu protesta nimeni. Așa și din coace. Normal era, normal era. Într-o țară care nu a trecut prin mitingul din 21 decembrie, de-aia sunt și pesimist, așa mi-a cineva că parcă sunt bolnav. Nu, nu sunt bolnav, nu mai am niciun chef. Deci normal era, normal era, a știți, a fost un dezastru în fiecare școală, vă spun încă o dată, acest Poveșcu, dacă luați fiecare școală, veți vedea, părinții care au plătit din banii lor măști cu tare, aiureli, nu sunt tablete, nu sunt manuale, nu sunt manuale, iată că dați la dezinfectat. Și după asta le ia carnetele și le dă la dezinfectat, da? Bă, nu trimite mă copiii la școală. Nu că nu-i trimite, nu că ne teme. Nu vrem. De ce? Pentru că noi trimitem la școală copiii să învețe. Uite așa. Pa, Iohannis, nu trimit. S-au dus tot, bucurori, gata, la școală, cu și bombă, ne scriu pe Facebook, și scriu pe și la Cristoiu Blogro, toți scriu, oh, leu, ce, bă, ai văzut, mă, ce a zis ăla? Și, a zis, și,
Paranteze, v-am spus că sunt chiar furios. V-am spus, furios pe popor român, popor de caraș, nu babuini. Babuinii toți mai... De șerbi, conștiință de șerbi, asta nu s-a revoltat niciodată. Hai să fim serioși, revoluția din 48, faceți mișto de mine cu Ana Ipătescu, care s-a dus cu pistolul să-și elibereze amantul, că dacă nu era amantul, nu știa cu pistolul, iar ei s-a scăpat pe ei că vine una cu pistolul, că era Ana Ipătescu, care era din lumea înaltă, că dacă venea Lelea Marița, și cu ăla care, cu guvernul care provizoriu, fuge în munți, că vin rușii, nici nu veniseră ruși. Hai bă, să fim serioși. Hai să fim serioși. Dealul Spirii a fost o greșeală. Că ăla, turcii au fost întâmpinați cu pâine și sare. De ce? Deoarece turcii erau considerați adversarii rușilor. Rușii erau împotriva Revoluției. Turcii erau de acord cu toate revoluțiile. Bun, am înțeles. Nu, hai să fim serioși. Mareșalul, care cum, bă, dă o dracule, timp de războiul sfânt, 41, 44, războiul sfânt, războiul sfânt, și cum ne vom duce, și cum vom lua Stalingradul, și cum vom deschide, și cum vom primi, vom cuceri acele teritorii și vom deschide bisericile și crucile și oh, ce frumos! Și trecerea prutului și cum au stat ăia în genunchi, oh, ce frumos! Bine, 23. Și seara se duc toți, joc în piața palatului, se duc și strigă, trească regele, jos mareșalul. Păi, dar nu ziceați, mă, până mai ieri trească mareșalul? Hai, bă, fii serios, hai să fii serios, da, bun. Limpede. Așa că pierdem timpul. A, cu ala, cu Cânaud, cu ăștia, cu... Păi, revolta s-a dus în munți, câțiva din ei și unii din ei n-au putut să... Și la scriitoare, hai să fim serioși. Spuneți mie, hai să fim serioși, că am citit un art. Blaga a vrut să colaboreze după 44. Numai că vine comuniștii, băi, lasă-l, chiar Blaga, hai, lasă-l. La unii nu le-a dat voie, alții le-a dat voie. Eu am găsit că doar am studiat literatura precurtistă. Toți au încercat. Și Arghezii, hai că, hai să fim serioși. Era și cu ei, 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 la un moment dat a zis ăștia, băi, terminăm mă cu Arghezii ăsta, că deja ne-a plictisit. Ori cu noi, ori fără, ori împotriva noastră. Adică el voia să fie și cu... Să ia și decorații, să se joace și piesele, la, să ia și parale și să mai și critici. Cum le zice, bă, ori una, ori alta. Apoi a vândut cireșe și apoi a scris 1907 și Cântare omului. Pa, asta a fost. Nu, e popor, nu va aștepta. Deci normal era un popor, bă, nu trimit copii. De ce nu-i trimit? Pentru că statul nu asigură acestor copii condiții să învețe. Și toată această deschidere cu prezență fizică este o fanfaronadă, o chestie electorală, tâmpită, idiotă, cu tare. Nu. Deci s-a dus. Deci, guvernul a obținut un succes. Da? Spuneam mai înainte că v-am spus la un moment dat că am adus de la Găgești un diamantan de casete. Între timp am făcut rost de video, complicat, ca să transcriu de pe casete VHS pe calculator, în varianta de calculator. Să am și eu acolo. Și am început să mă uit. Să văd și eu. Unele sunt... E la un moment dat o casetă pe care scrie Ion Cristoiu, interviu la televiziunea din Focșani, 45 de minute. N-am găsit niciun interviu. Să mai caut încă o dată. Și când am dat eu interviu la o televiziune din Focșani, nu televiziune, probabil, îi fi dat, dar. Și am găsit, printre altele, două lucruri. Acum, că am la început, o să le public, o să le postez după ce le transcriu pe internet, o să le pe cristoiu.ro, Cristoiu TV, și împreună cu comentarii de ale mele. De exemplu, am găsit un interviu senzațional, 5 iunie 1996, pe 10 iunie erau alegerile locale. Alea au fost primele alegeri locale libere tari, când a câștigat CDR-ul mort. Și mi se ia mie un interviu la
TVR. Și zice ăla, moderatorul, eram unul la unul. Da, domnul Cristoi, da, uitați, se rup afișele, se bat între ei. Și am zis, care e problema? Ziceam atunci, domnule, încă atunci, 96. Și care e problema? Păi, domnule, dumneavoastră, știți că în marea majoritate a localităților cei care se contracandidează sunt fie neamuri, fie cu metri, fie amanți, fie bofnici, fie cunoscuți. Nu pot să spun că în comuna Bolotești candidează PNL-ul și cu PSD-ul, candidează doi cetățeni. Cum, când am întrebat acum, când am fost la Găgeș, băi, cine că alu ăla, că așa e lângă Găgeș, alu ăla, aha, și cine mă alu ăla? Păi să vezi că a fost făcut tare, cu tare, aha, și asta, alu ăla. Și cum, e neam cu ălalt și de aici s-a certat cu primarul care s-a certat cu... Și atunci certurile de familie devin certuri electorale, își rup afișele, apoi se duc să îmbată la bodegă. Sau pun de un copil sau de o cumetrie. Bun, asta e, da? La fel și acum. Păi am și atunci, da? După asta, mai o să-l vi-l dau. Unul senzațional, adică Monica TVR2, Monica Zvirzinski, care cred era la TVR atunci, a făcut un... Avea o emisiune, Oameni în top. Vă spun, asta o emisiune, în sensul că erau un top fiecare săptămână unul. Într-o săptămână a nimerit și eu, directorul evenimentului zilei, da? O să vedeți, senzațional. Cred că era pe 93-94, nu am identificat încă, este unul din filmele unde sunt din redacție. O să vedeți cum arăta redacția evenimentului zilei. Senzațional, senzațional, că aveam ăla departamente, servicii secrete, vă spune pe acum, tot peretele, ăla era condus de Radu Tudor, tot peretele, se vede și în film, era împotriva lui Măgureanu, directorul SRI. Mai vedeți acum într-o redacție un perete, măcar o caricatură cu Helvic? Nu, era o caricatură, tot peretele era numai cu Măgureanu lua la mișto. Bă, asta e, vedeți acolo, bun. Și, mă rog, mi sunt întrebat și eu. Și spun, 93, 94. Și zic, domnule, hai bă, vedeți-vă de treabă. Sunt puțin le pasă de ce scrie presa. Da, cum? Păi acum le pasă. Deci asta este. Deci hai să fim serioși. A început anul școlar. Tot se vaită. Nimeni nu iese cu... Nimeni nu se revoltă. Se vor duce la vot, așa, așa. Și ca să închei, iată ce ne spune cioclul apocaliptic Raed Arafat. Deci vor avea loc alegeri. Fiți atenți aici. Deci, la alegeri vom intra cu mască. Așa. O dăm jos când trebuie să ne identificăm. Așa, s-a adăugat prevederea ca alegătorii să-și dezinfecteze mâini la intrare și la ieșire din secțiile de vot. Și dacă nu dezinfectează. Înseamnă că stă cineva și spune, alo, domnul, dezinfectează, da. Așa, la secțiile de vot, așa, așa, alegătorul să vină cu pixului. Alo, cei care sunteți telespectatori, am eu vreo 300. Vă dau, poate mai scap din ele. Cu pixul, păi nu cu pixul, poate nu are pix. Că tu costă, vii cu pixul tău, da. Eu o să vin cu 300. Vă dau și una. Așa, a zis că membrii comisiei de votare vor putea decide să nu le permită să voteze celor care nu respectă regulile. Încălcarea drepturilor omului. Și cum adică nu dai voie să votezi așa? Aia, cartea de identitate, o vărâm noi în tableta aia, deci aia a scăpat din punctul ăsta de vedere, așa, la solicitarea colegilor de la STC, iar cei care au buletine mai vechi vor fi prelucrate, dezinfectate. Prelucrate manual cu dezinfectarea mâinilor lucrătorului și celor care prea buletin. Aici e cu spălat, da? Și vor duce, vor duce, vor vota PNL, nicio problemă. Vor fi amuzamente, poate, sigur o să primie și eu pe WhatsApp caricaturi foarte mișto, trimite cineva. Este uluitor ce element de frustrare este Facebook, nu de rezolvare a frustrării. Cine a inventat Facebook-ul a fost genial.
Și zice, bă, avem niște tipi, da? Și tipii ăștia au așa, au pozat să iasă cu securea, cu toporul. Și atunci ce le facem? Au mai multe posibilități. Se ducă la bodegă, greu, ducă la bodegă, știi că bodega iar un mod de rezolvare unor frustrări, unor. Păi le dăm Facebook-ul. Și pe Facebook zic, fac ce vor. Bun. Deci mă trezesc zilele trecute cu un montaj foarte mișto făcut despre ce zicea Rareș Bogdan anul trecut despre Chirică ăla de la Iași, ăla cu care și-a făcut copilul la 11 luni, era cel mai bogat om din Iași. Și ce zice acum? Adică atunci el înjura cu și bănuiesc că cine a făcut ăla și mi l-a trimis apoi. S-au trimis între ele. Bă, fii atent aici, îți trimis o chestie tare, ce tare, mă, curare. Și mă, o să voteze pe Rareș Bogdan asta. Asta mă scoate pe mine din minți. Domnule, ascultați-mă cu seriozitate. A protesta pe Facebook, a face mișto pe Facebook despre guvern, despre Iohannis, a face glume, nu este altceva decât a face amor cu păpușa gonflabilă. Punct. Nu iese nimic. Nu se întâmplă nimic. Te bucur. Bai, văzut. Bă, dar nu mă. Că e așa o rețea. Nu, bună. Păi, ai văzut, bă, zice, să vă trimit o chestie extraordinară. Ce, bă, ai văzut. Caricaturi, bancuri, cu Anisie, cu Iohannis, cu tantea asta răvășitoarea care s-a dus și era, sigur, cu sepepistul. Nu că era cu sepepistul, în sensul că era de mână. Se ducea la școală cu sepepistul. Da, foarte frumoase. Unele mă amuză, da? Dar ce mă neliniștește, ce mă mâhnește, ce vreți în mă ește, este faptul că oamenii ăia care scriu, compun astea sau le postează și le se trimit unii altora, sunt fericiți că s-au exprimat. Cum să spun, gata, s-au răcorit, uite expresia asta. Adică imaginați-vă pe următor, e undeva, pe un mai treci prin într-o mahala și zice unul, curvo. Și tu, stai liniște, în loc să te duci să-i dai una o labă sau să-i dai una cu poșeta în cap sau cu umbrela, duci acasă și te duci la perete și spui, eu nu curvo, curvă-i măta. S-a răcorit, s-au scris pe Facebook. Băi, oameni buni, băi români, da, vă zic așa că om, nu vei rezolva niciodată. Și cu anul, să vedeți, cu anul școlar, pe Facebook, nemulțumiri, tristeți, revolte. Și s-a deschis noul an școlar, un mare succes pentru regimul Iohannis. Da? Deci, sigur, puteți să mergeți în continuare, să faceți glume, să puteți pe grindă, despre Ludovic Orban, despre Anisie, despre Violeta Alexandru, despre Lipa-Lipa ăsta de Vela, de la internet, da? Că a scris la Sinchec, mi-a amintit cu Vela, a scris Mihaela Olaru, o chestie extraordinară la noi pe Cristoiu blogurilor, cu poliția școlară, și că sunt, nu știu, 200 sau 300 de polițiști la 8.000 de școli. Și făcăm 300 de polițiști. Făcut o chestie. Asta este. Gata, am terminat, mi-am revenit, m-am enervat suficient de tare. A început nouă la școlar, un mare succes, o să fie și alegerile, vor fi și ele un succes, pentru că s-au ținut, deși unii răuvoitori spuneau că nu s-au ținut, pentru că poporul român putea să spună, bă, uite, nu trimitem copiii la școală. În actualele condiții îi trimitem numai în momentul în care voi vă îndeplini datoriile, da? În care sunt siguri că nu se vor infecta, în care sunt siguri că nu se vor sufoca cu mască. Nu. Ai mai trimis, bă, gata, bine, 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 așa, acasă, apoi discuții și pe Facebook. Așa, scrieți în continuare, dragii mei, pe Facebook. E foarte frumos. Pune și bancuri. Cum să zic, o să vină unul și o să ne pună să se cerăm. Că o să ne pună bodnițe, cum era în desculț, da? Și ne pune bodniță ca să nu mâncăm strucurile și zic că a fost real, degeaba, bătea câmpii Marin Preda, că nu era real, a fost real, că perioada interbelică, da? Și noi o să ne ducem acasă și apoi pe Facebook. Bancuri, bancuri cu pusul bodniței.
revolte, texte, poezii și tot îl purtăm. Și a doua zi ne ducem și iar purtăm botnițe, și a treia zi iar purtăm botnițe. Da, dar ne-am răcorit, le-am zis-o. Mulțumesc, la revedere!